Alertă în Brașov după ce au apărut bancnote false. Totul a pornit de la patronul unei societăți comerciale care a observat că o bancnotă de 100 de lei nu arată așa cum ar fi trebuit. Imediat acesta a anunțat autoritățile. Una dintre angajate, vânzătoare, a încasat. Ulterior, la predarea banilor, nu a observat că sunt falși. Problema este că e o perioadă în care este foarte agitată și lumea nu se uită, nu este atentă la diferite sisteme de siguranță de pe bancnotă. Zic că să fie foarte, foarte atenți, pentru că nu numai bancnota de 100, am observat și de 10 lei au apărut falși. Care sunt diferențele între o bancnotă reală și una falsă? Pe bancnota falsă, seria se vede ca și cum ar fi dublată, iar pe cea originală, seria se definește clar. Pe de altă parte, portretul lui Caragiale nu se vede la fel de clar și pe bancnota falsă. În plus, elementul transparent cuprinde două măști pe bancnota originală și însemnul 100, iar pe bancnota falsă acestea nu sunt bine definite. Bancnota originală, oricât de tare ai trage de ea, nu se poate rupe. În schimb, cea falsă se vede. Pe colțul din stânga jos al bancnotei originale regăsim însemnul BNR pe care îl putem vedea la o sursă de lumină. Pe bancnota falsă, în schimb, nu există niciun astfel de însemn. Polițiștii ne recomandă tuturor să fim atenți. Recomandăm cetățenilor să își asigure corespunzător banii în momentul când merg la cumpărături. De asemenea, recomandăm atât clienților cât și comercianților să manipuleze cu atenție banii și de îndată ce constată o neregulă cu privire la această operațiune să ne anunțe prin serviciul gratuit 112. Astfel de cazuri de apariție a unor bancnote false pe piață au fost înregistrate și în județul Prahova.